Voința Doba mai speră la locul 6 după succesul 3-1 de la Negrești, în vreme ce satelitul Olimpia a obținut o victorie categorică 4-1 în fața incomodei trupe de la Dorolți. În Serie B, trioul din frunte rămâne la egalitate de puncte 61. Someșul Oar, succes clar 5-1 cu Fortuna Căpleni, Viitorul Vetiș 6-2 cu Pișcolt, iar Viitorul Vetiș a câștigat în deplasare 5-3 la Moftinul Mic. Luceafrul lui Cosmin Iuha se rămâne pe 5 după succesul de la Berveni, în vreme ce adevărații Șfab din Moftinul Mare au zdrobit Foienul pentru a se menține pe un loc 6 ce duce la final în Liga 4-a de elită. Miercuri de la ora 18 e programată etapa 25-a. Iată rezultatele din weekend din Liga 4-a în Serie A. Negrești Doba 1-3, Apa Odoreu 11-0, Cărășeu Babța 2-1, Crucișor Păulești 2-1, Olimpia 2 Satu Mare Dorolți 4-1, Livada Orașul Nou 0-1, Lazuri Medieș 1-3, meciul Micula Botiz a fost amânat. În Serie B, Oar Căpleni 5-1, Tășnad Urziceni 7-0, Moftinul Mic Cămin 3-5, Berveni Decebal 0-5, Vetiș Pișcolt 6-2, Ciumeș Stanislău 2-1, Moftinul Mare Foieni 5-0 și Petrești Andrid 2-1.